Fiți sărbători! Și nouă, de ce ai venit în seara asta aici? Pentru a descuraja oamenii să mai voteze pentru Călin Georgescu. De ce? Pentru că nu consider că este o alegere bună. Le explic și celor care se uită la tine de ce crezi că nu e o alegere bună? Pentru că îl consider un om fascist, pro-rus, iar eu nu consider că pentru România în momentul de față avem nevoie de o astfel de colaborare cu rușii. Noi trebuie să fim pro-Uniunea Europeană, să respectăm tratatele pe care le-am convenit cu celelalte țări parteneri la UE și să facem absolut nimic controversat de genul. Cum îți explici că a obținut rezultatul pe care l-a obținut? Sincer, este o dilemă. TikTok-ul are într-adevăr o putere foarte mare. Deci, totuși, dacă stăm să ne gândim din acest punct de vedere, se explică. Dar nu este normal. Consider că lumea care l-a votat nu s-a informat destul de mult, dar nu mă pot pronunța. Mulțumesc mult! Tu de ce ai venit în seara asta aici? Ce te-a făcut să ieși în stradă? Sincer să fiu, eu cred că țara asta merită mult mai mult. Oamenii, cei care l-au votat pe acest individ, l-au votat din lipsa de educație, care e majoritară în această țară. Și pentru că mulți nu știu să se informeze, nu știu să distingă dintre informația reală și cea falsă. Și mulți stau pe TikTok și te uită, cum am văzut și eu la rândul meu, sub o postare în comentarii erau peste 1000 comentarii exact la fel. Una, aș vrea să te întreb, ce te-a făcut pe tine să te alături protestului ăsta? Păi, este... ține Comisia, nu a spus deloc nimic ce are de gând să facă pentru țară și cumva și-a făcut toată partea asta prin TikTok, în care a câștigat voturi, a făcut oamenii să țină cu el, nu ne-a spus absolut nimic ca celălalt. Ce ai vrea să se întâmple? Să nu se mai voteze cu el sau care? Da, să voteze cu altcineva. Mulțumesc mult de tot. Tu? Nu înțeleg cum a ajuns un sofil să fie votat locul 1 la legile rezidențiale și mi-aș dori ca lumea să nu mai voteze fără să știe ce votează. Cum crezi că s-a ajuns în situația asta, să obțină numărul ăsta mare de voturi? Promisiuni goale pe TikTok. Mulțumesc mult de tot. Mersi. Uniți, salvăm țara de Georgescu! Uniți, salvăm țara de Georgescu! Uniți, salvăm! Protestul nu are un organizator în momentul actual. A fost pur spontan, a apărut pe diverse grupuri de studenți pe WhatsApp și ulterior ne-am strâns atâția. De ce? Ce vă face să protestați? Pentru că nu suntem de acord cu direcția politică în care merge România și nu suntem de acord cu rezultatele care au ieșit în urma alegerilor din weekendul acesta și pentru că nu dorim să sprijinim un om care are aceste opinii extremiste și antisemite ca președinte al României sau ca potențial președinte al României. S-ar putea spune Vox Populi, Vox Dei, oamenii l-au votat dreptul lor. Voi totuși protestați. Cum s-a ajuns în situația? Crezi să fie votat Călin Georgescu să aibă un număr atât de mare de voturi? Sincer, ăsta este un mister și pentru mine până în momentul actual. Cred că este un cumul de lipsă de informare, întrucât informarea în jurul acestor alegeri și informarea politică în general în România este foarte proastă și într-un final s-a ajuns la aceste rezultate care, deși sunt majoritare, nu consider că reflectă cele mai bune intenții, să zic așa, pentru țara noastră. Ce mesaj doriți să transmiteți și cui? În principiu vrem să transmitem publicului general, publicului român, să voteze și să voteze informat, să voteze cu un candidat care consideră că va face nu neapărat bine, dar cel mai puțin rău, pentru că nu știu dacă este vreun candidat care poate face prea mult bine în momentul actual, dar un candidat care să facă cel mai puțin rău și să nu sprijinim aceste opinii totalitare, pentru că acum 30 de ani ar fi trebuit să ieșim din totalitarism și nu vrem să ne întoarcem acolo. Deci...
Deci înțeleg că locul protestului vostru nu e întâmplător, e kilometru zero al democrației. Nu este, nu este deloc întâmplător. Nu știu cine a venit cu această idee, dar este o idee absolut minunată, părerea mea, pentru că, da, este... trage referință la protestul de acum 30 și mulți de ani, în care ar fi trebuit să scăpăm din totalitarism, dar cum am zis, nu știu cât am reușit în momentul actual. Mulțumesc mult!